Salut, dragii mei! Urmăresc și eu evenimentele care se întâmplă în Statele Unite ale Americii și mi-a pus domnul pe inimă să împărtășesc câteva gânduri pentru noi, cei care locuim în Republica Moldova, în România, pentru cei care vorbim limba română. Și poate cineva va zice, da, lucrurile astea prea puțin ne privesc pe noi, asta se întâmplă în America. Vedeți cum e? Noi am devenit, toată lumea am devenit ca o mahala mare. Toți comunicăm, internetul ne oferă posibilitate să comunicăm rapid unii cu alții și ideile se răspândesc foarte rapid și de multe ori se răspândesc idei rele. Mai ales ideile rele, ele se răspândesc rapid. Deci mai ales am rămas așa cu totul nedumerit când văd că în America lucrurile au ajuns până acolo încât cineva încearcă să facă state separate de acum cum este acolo la Seattle și să se ajungă până acolo încât a se cere anularea poliției, eliminarea poliției. Lucrul acesta mi se pare unul foarte periculos și iată spiritul acesta de rebeliune care a prins lumea întreagă este un spirit rău, un spirit diavolesc care tare, tare cuprinde pe oameni și oamenii nici nu-și dau seama cum intră în el și ei cred că este grozav, este la mod, ești cool, ești modern de a intra în spiritul ăsta de rebeliune, dar asta nu este așa. Rebeliunea aceasta bine nu aduce. Așa un spirit de rebeliune a fost în Franța când a fost revoluția aceea franceză și știți ce a adus, câtă suferință a adus. Așa un spirit de rebeliune a cuprins Rusia când au venit bolșevicii și bolșevicii au reușit să aducă spiritul ăsta mare de rebeliune care apoi s-a întors cu mari suferințe asupra poporului care atunci s-a lăsat infectat de rebeliunea aceasta. Și tot așa cei care se lasă acum afectați și prinși, infectați de rebeliunea aceasta, numai decât se va întoarce și asupra lor consecințele și consecințe grave. Iată, mă gândesc că au ajuns, da, mă uit cât de repede se răspândește spiritul ăsta. Uitați-vă, s-a început în America, s-a început într-un oraș. Bine, polițiștii aceștia au comis crime și au depășit atribuțiile lor, dar oamenii aceștia au fost judecați, li se aplică judecată la oamenii aceștia, totuși spiritele au crescut pe toată America. Rebeliunea aceasta a luat o amploare și din zi în zi amploarea tot crește, mai mult a trecut limitele Americii. Acum, iată, în Franța au fost proteste mari, violențe mari și și-au adus aminte că cândva l-au omorât pe un om de culoare polițiștii în 2016 și iată, acum au pornit astfel de proteste. S-au început proteste și în Anglia, zice, extremiștii de stânga au pornit rebeliunea aceasta, extremiștii de dreapta au ieșit să apere o rânduire care este și poliția s-a trezit să stea la mijloc între ei. Acum auzim că în Australia iar s-au pornit astfel de mișcări și cred că nu este departe ziua când oamenii rebeli, rebeliunea aceasta sau o vor folosi valul acesta de rebeliune care prinde lumea întreagă, numai decât îl vor prelua și unii din România, unii din Moldova. Cred că ar trebui să ne așteptăm la aceasta, că oameni rebeli sunt în fiecare națiune și noi, cei care credem în Domnul Iisus Hristos, cei care avem frică de Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți cu privire la spiritul acesta de rebeliune, ca nu cumva să ne-l strecoare cel rău, să ne-l strecoare satana în inimile noastre, în mințile noastre, pentru că este un virus rău și din moment ce îi prinde pe oameni, îi face să-și piardă controlul, să-și piardă simțirea, să piardă mult, să se distrugă, să se autodistrugă. Iată, mai au auzit la știri că până acolo încât Lego, compania aceasta Lego care produce jucării pentru copii, au hotărât că orice jucărică care orice jucările cu polițist, ei mai mult nu vor produce jucării cu polițist și le vor scoate, le vor retrage din magazine jucările pe polițist. Pe cum? Am făcut din polițist criminal? Dragii mei, nu putem așa, încotro mergem, nu se poate. Iată, în cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola către Romani este scris așa, oricine, încep din versetul 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte,
căci nu este stăpânirii care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Deci Dumnezeu a lăsat o rânduire de stat și poliția este ok, poliția e normal să fie poliția. Da, știu că nu ne este comod, dar vedeți că poliția, dacă acum sunt cu centură de siguranță și iată, atunci într-o țară unde nu-i poliția, unde nu sunt reguli, e mai comod să îmblăm fără centura de siguranță. Dar când se întâmplă un accident, toți înțelegem atunci care e valoarea centurii de siguranță. Ei, uite așa, poliția parcă ea nu ne-i comod nouă pentru că ne amendează, urmărește, face, dar este pentru binele, pentru siguranța noastră, pentru siguranța cetățenilor. Și acolo unde sunt abuzuri, da, noi știm că în structura aceasta atrage oameni care vor să comită nelegiuiri. Păi bine, curățim structura aceasta, avem grijă să nu ajungă în poliție oameni care sunt josnici, oameni care fac astfel de lucruri, dar nu putem elimina, pentru că, iată, ei zice, sunt dregători. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepții, ci și din îndemnul cugetului. Așa ne spune, dragii mei, Scriptura că trebuie să facem. Și mă gândesc că extrema asta mare la care s-a ajuns ca să se ceară eliminarea poliției, să se ceară eliminarea controlului, eliminarea frânelor. Păi cum? Asta înseamnă la mașina cu care merg, cineva se ceară, eliminăm frâna, nu ne place frâna, eliminăm, nu ne place că trebuie să avem limită de viteză pe drumuri. Nu mai vrem niciun fel de limită de viteză. Vrem să mergem fără frână, fără limite de viteză, fără centuri de siguranță, fără totul, gata, mergem așa. Nu putem așa, dragii mei, nu putem, pentru că asta este periculos pentru noi toți, pentru toată omenirea. Nu putem accepta așa ceva și nici companiile care, nu știu ce vor să facă. Am primit dimineață, nu știu de ce, de undeva a venit un mesaj, la e-mail a venit un mesaj prin care se spune, învață companiile cum companiile repejor să se alinieze pe unda aceasta de rebeliune. Bine, ei n-au numit-o rebeliune, ei au numit pe unda aceasta Black Lives Matters, ca și cum antirasism, dar de fapt se alinieze pe unda aceasta de rebeliune, care, pentru că unda aceasta are o umbrelă așa de acoperire, dar evident că este o mișcare mare de rebeliune la nivel mondial, care cuprinde mințile, infectează mințile. Și atunci, deci ei îndeamnă companiile să se alinieze pentru a câștiga mai mult. Deci Lego de asta face, de asta Lego exclude, de asta Lego vrea să creeze imaginea polițistului criminal. Păi, dar nu toți polițiștii sunt criminali. Unde au fost aceștia criminali, aceștia criminali trebuie să fie pedepsiți. Deci ne vom trezi în curând că, deci prin asta înțelegeți, se transmite un mesaj puternic. Prin faptul că Lego elimină polițistul, se transmite un mesaj puternic. Înseamnă că eliminăm, gata, toți polițiștii sunt criminali. Nu, dragii mei, polițiștii nu sunt criminali. Cei care sunt criminali, cum în orice domeniu, păi sunt și medici criminali. Hai atunci eliminăm medicina, pentru că sunt medici criminali. Iată, am auzit acum despre un caz care nu știu de ce. A venit la știri aici la noi la Moldova, de pe un site, că o doamnă n-au vrut să-i primească nașterea noaptea, au înjosit-o în toate felurile și dimineața când au primit nașterea, i s-au fracturat oasele bazinului și copilașul tot așa s-a născut cu traumă mare. Și atunci ăștia sunt criminali, medicii ăștia sunt criminali, dar oare înseamnă asta că toți medicii sunt criminali? Păi hai, dar atunci eliminăm medicina pentru că sunt unii medici criminali, eliminăm politica pentru că sunt unii politicieni care toți sunt criminali, știm că sunt politicieni criminali și îi fac să sufere țări întregi. Sau deci în orice lucru sunt oameni răi. Nu putem face asta, nu putem să acceptăm un astfel de gândire. Și asta este periculos și vă spun, felul ăsta de gândire, el vine din rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și iată, chiar mă gândeam zilele acestea. În Scripturi spune că când Apostolul Pavel la capitolul 1 din Epistola către Romani vorbește despre starea păcătoasă a omenirii, zice că oamenii s-au socotit că sunt înțelepți și au înnebunit.
deci niște decizii, niște care nu se încadrează nicăieri, nicicum. Iată, de asta vreau tare să vă îndemn să fim foarte atenți, să fim foarte atenți la spiritul ăsta, să ne păzim inimile, să ne păzim mințile, pentru că mai este o lege în Sfânta Scriptură, spune să nu te iei după mulțimi, este spiritul ăsta a mulțimii foarte periculos, care pe om îl prinde, pe om îl prinde și omul nu-și dă seama ce se întâmplă când îl prinde, gata, îl prinde, este ca o psihoză, așa, o psihoză, un drog, este un drog care ia pe toți. Să ne păzească Dumnezeu, să stăm într-o parte și să fim atenți. Iată, încă o dată, vedeți cum ne spune aici Scriptura, oricine să fie supus stăpânirii, nu rebeliune, supunere față de stăpânire. Apoi spune în lucrurile bune, bineînțeles, eu nu vă cer să avem supunerea aceasta oarbă când ne supunem la orice, nu, atunci când ni se va cere să mergem împotriva credinței noastre, împotriva lui Dumnezeu, acolo noi nu ne putem supune, dar să ne supunem în lucrurile bune. Și iată, acum este un spirit total de rebeliune în lumea aceasta, se răspândește, când oamenii nu vor să se supună în lucrurile bune. Nu vor să se supună în lucrurile bune și ei cer eliminarea oricărui control. Dumnezeu să ne ajute să stăm treji și să ne rugăm acum, iată, la 1 Timotei, epistola 1 a lui Pavel către Timotei, la capitolul 2, acolo capitolul începe, zice să ne rugăm continuu pentru cei înălțați, da, chiar voi citi, haideți că voi citi de aici, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Eu mă rog să-i binecuvânteze Dumnezeu pe președinții acestor țări, pe oamenii care stau la conducere. Mă rog pentru cei din Statele Unite, pentru președintele Statelor Unite, pentru că ține de noi țara aceasta, ea menține în lumea întreagă niște valori de care noi nu ne dăm seama acum. Când valorile acestea vor fi pierdute, atunci toată lumea vom înțelege că este un dezastru. Țara aceasta ea ține un echilibru în lumea întreagă, un echilibru a unor valori, a democrației, a libertății, chiar dacă ele sunt foarte atacate, chiar dacă nu mai sunt așa cum ne-am dorit, totuși țara aceasta ea care menține un echilibru mare în lume. De aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și eu mă rog și vreau să vă îndemn pe toți, să ne rugăm, să facem ce ne spune Scriptura, să ne rugăm pentru împărați, să ne rugăm pentru același Trump, să ne rugăm pentru președinții aceștia, pentru conducătorii Franței, a Britaniei, a Noii Zeelande, a altor țări, a Australiei, a celor țări unde s-au pornit să răspândește spiritul acesta rău de rebeliune. Și să ne rugăm ca să nu profite cei care vor să includă totalitarism la nivel înalt. Și asta numai decât se va întoarce și împotriva creștinilor și împotriva întregii omeniri se va întoarce. Dumnezeu să ne ajute să gândim bine, să gândim treaz, să ne rugăm și să veghem în rugăciune. Să ne rugăm ca să putem duce un trai pașnic, o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Vorbește despre noi creștinii, să putem să ne practicăm credința noastră, religia noastră, închinarea noastră, să avem și nu numai noi, toți oamenii, să fie păstrată libertatea tuturor oamenilor pe acest pământ. Pentru că ceea ce se întâmplă amenință groaznic libertatea. Spiritul ăsta de rebeliune, apoi el nu se întoarce cu lucrurile, el merge dintr-o extremă în alta, se va întoarce cu mari persecuții, cu dictatură, cu lucruri foarte rele. Încă o dată vreau să vă îndemn să ne ținem departe de spiritul ăsta rău, să ne ținem departe, Dumnezeu să ne ajute și să ne rugăm pentru autoritățile din țările noastre, să ne rugăm ca duhul ăsta diabolic de rebeliune care cuprinde acum lumea întreagă, să ne rugăm ca să stea departe de noi, să stea departe de națiunile noastre, să stea departe de Moldova, de România, să stea departe de țările unde ne aflăm noi. Și Dumnezeu să ne ajute să gândim treaz și în toate să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să veghem bine și să nu punem la îndoială, să nu zdruncinăm rânduiala aceasta pusă de El. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Iată, acesta este gândul cel mai important care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră și să ne rugăm și pentru cei care sunt în
organele de drept, în poliție, poate chiar dacă sunteți în Statele Unite ale Americii, poate ar trebui de apropiat de oamenii aceștia, de oameni, de apropiat de polițiști și de spus la oamenii aceștia că respectăm, apreciem ceea ce fac ei, apreciem. Vreau să vă spun că totdeauna când eram când trec prin aeropoarte, fiind mult în misiuni, mergând prin aeropoarte, de multe ori mă verifică serviciul vamal sau așa și eu totdeauna le-am mulțumit pentru că ei mi-asigură securitatea și ei rămâneau totdeauna perplexi când auzeau. De exemplu, în Israel odată m-au oprit și m-au verificat 40 de minute. Eu întârziam de acum la avion, dar am stat cu răbdare, le-am spus Evanghelia și când au încheiat le-am spus mulțumesc că mi-asigurați securitatea zborului și omul m-a luat și m-a dus el la zbor, m-a trecut el repejor tot să nu întârzi. În Finlanda iar mi s-a mai întâmplat odată așa, când m-a reținut să-mi verifici mai mult actele, după ce a verificat tot, i-am spus vă mulțumesc mult domnule, vă mulțumesc mult pentru că mi-asigurați securitatea și vă faceți slujba bine. Și poate este cazul să le mulțumim și noi la polițiștii, cei care lucrează din greu, că nu toți sunt criminali. Cei care sunt criminali trebuie denunțați, dar nu trebuie să-i privim pe toți ca și criminali și să apreciem munca la oamenii aceștia și Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea așa o gândire și păziți-vă de rebeliune. Este un duh diabolic, un duh rău.